Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, fraților în Domnul, fiți bineveniți în biserica noastră, în Iarahăș. Și nu facem altceva decât respectăm îndemnul psalmistului David, binecuvântând de Dumnezeu în sar, în cântări duhovnicești. Acest lucru îl facem cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu vorbește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Iubiți credincioși, cum se ajunge la mântuire? Sunt trei căi. Trei ajutoare pe care ni le dă și Dumnezeu, dar avem și noi obligația să ne sforțăm pentru ele. Este harul care vine din partea lui Dumnezeu, este credința care vine din partea noastră și faptele bune tot din partea noastră. Har, credință și fapte bune, acestea sunt mijloacele prin care ajungem la mântuire. Dar, în calea mântuirii să o pun de multe ori multe piedici, întâlnim multe praguri și vreau să citesc din Sfânta Scriptură despre trei din cele mai multe praguri sau piedici care se pun în calea mântuirii omului, dar Sfântul Ioan Evanghelistul enumără din ele trei. Iată ce spune el în prima epistolă sobornicească. Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este întru el. Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt de la, din lume. Lumea trece cu pofta ei, dar cel ce face voia Domnului rămâne în viață. Iată, enumără trei piedici care stau în valea mântuirii. Pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Le luăm puțin pe rând, pentru că sunt importante să ne dăm seama cât de repede putem cădea în ispită. În primul rând, această piedică primă, pofta trupului. Știm cu toții că în viața omului sunt dorințe bune și rele. Dumnezeu nu este împotriva dorințelor bune, pentru că știm cu toții că Dumnezeu este bun, este la tot bun. Și atunci, prin aceste dorințe bune, nu facem mai ceva decât să ne apropiem de Dumnezeu. Normal că sunt și dorințe rele în viața omului, acestea vin de la cel rău, de la diavolul, și Dumnezeu voiește ca în viața omului să intervină și să fie mai dorințe bune. Trupul dorește mult, într-adevăr, în această lume păcătoasă și iată o poruncă dată de Dumnezeu lui Moise, spune în cartea Ieșirii, așa, să nu dorești casa aproapelui tău, să nu dorești femeia aproapelui tău, nici oborului, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boului, nici asinului, nici unul din dobitoacele lui, nimic din câte are aproapele tău. Iată, e o poruncă dată de Dumnezeu și, într-adevăr, dacă am respectat-o, ar fi oarecum bine de noi, pentru că întotdeauna în această viață parcă dorințele noastre se apleacă mai mult spre rău. De ce se apleacă spre rău? Firea omului este slăbită. Și fără voința omului nu se poate întări firea. Pentru că păcatul duce la slăbirea firii și atunci omul are meritul deosebit. Eroismul omului este în a întări această fire spre legile morale, spre a înlătura răul din sufletul lui. Vedeți, și Evanghelia de astăzi ne-a prezentat foarte frumos o nuntă pe care o face împăratul. Cine este împăratul? Nu este altul decât Dumnezeu. Face o nuntă, face un ospăț în împărăția cerurilor și acolo au fost invitați prima dată, știi cu toții, poporul evreu. Au trimis invitații. La momentul potrivit au trimis pe sluși să spună toate semnate, veniți la nuntă. Slujile și-au făcut datoria, s-au dus, dar n-au primit ce meritau, pentru că n-au fost ascultați, au fost chiar uciși. Era vorba de proroci mari și mici din Vechiul Testament, care îi trimitea Dumnezeu ca să spună oamenilor voia lui Dumnezeu sau să-i abată de la calea răului pe care apucau. Și atunci împăratul, adică Dumnezeu, s-a mâniat, a prăpădit pe acei oameni care și orașul lor, știm cu toții, în anul 70 după Hristos,
Împăratul Vespasian a doborât Ierusalimul și templul, tot a dărâmat acolo, iar pe evrei i-a împărțit în toată lumea, tot Imperiul Roman. De ce? Pentru că n-a ascultat această invitație. Și atunci a venit Iisus Hristos ca să facă o nouă invitație. Prima dată a venit pentru poporul ales, pentru că de acolo s-a și născut. Acolo și avea o bârșea. Pentru aceea a fost trimis pe Pământ. Dar văzând că n-are cu cine să conlucreze, atunci s-a adresat la toate neamurile. Pentru că i-a trimis pe apostol, zicând, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci atât s-a răspândit din credincioși această invitație la cina Domnului, la ospățul din Împărăția Dumnezeu, s-a răspândit invitația pentru toată lumea. Cine voiește, poate să participe la această ospăț, la această nuntă. Cine nu voiește, nu este obligatoriu. Am spus că mai este o piedică, pe lângă pofta trupului, este încă o piedică în care a nutrit pofta ochilor. Într-adevăr, ochii ne-a lăsat Dumnezeu să vedem pe cei, tot ce ne înconjoară, mai ales pe cel cu care discutăm, pe cel de lângă noi, să privim natura înconjurătoare. Dar, de multe ori, ochii noștri îi folosim în scopuri rele. Și Luca și Cleopa, când se duceau în dus spre Emaus, spune Evanghelia că ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. De ce erau ținuți ca să nu-L cunoască? Pentru că erau puțin la minte, nu pricepeau în timpul acela, mai ales că Iisus Hristos înviase, nu pricepeau, nu înțelegeau și atunci ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Tot așa, de multe ori și ochii noștri sunt ținuți, dar trebuie să îi descoperim, să luăm ceața de pe ochii noștri, pentru că Sfânta Scriptură se referă în multe locuri la acești ochi ai sufletului, mai ales, pentru că este ochiul, uite, spune Sfântul Evanghelist Luca, luminătorul trupului este ochiul. Când ochiul tău este curat, atunci și trupul tău este luminat. Dar când ochiul tău e rău, atunci și trupul tău este întunecat. Se referă la acel ochi al sufletului, care, într-adevăr, ne duce de multe ori în ispită. De ce? Pentru că din lăuntru, iubiți credincioși, din inima omului ies gândurile rele sau bune. Acolo se formează în inimă, în suflet, și se exteriorizează prin fapte. Atunci, de aceea se pune mare bază și mai ales Iisus Hristos punea mare bază pe această curățire lăuntrică. Adică ochiul sufletului să fie curat tot timpul. Tot Mântuitorul spunea, referitor tot la ochi, se referea la aceia care văd. Dacă ochiul tău cel drept te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, că mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să se facă, să fie aruncat în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te smintește pe tine, tai-o și o aruncă de la tine, că mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghienă. Aici se referă, este în jur, normal că nu ne putem scoate atâția ochi, câte păcate facem. Pentru că avem la doi ochi. Păcate facem mai multe și atunci nu putem să scoatem de fiecare dată câte un ochi. Dar se referă la prietenul care îi duce în ispită în această viață. Adică să te descotorosești de el, să îl lași în plata Domnului și să-ți vezi de treabă. Asta este să te lepezi de ochiul care te duce în ispită. Cel de lângă tine te duce de multe ori în ispită și atunci e bine să îl lepădăm, să-l dăm în spate. Sau Mântuitorul spunea, de ce vezi bârna din ochiul, de ce nu vezi bârna din ochiul tău și vezi bârna din ochiul fratelui tău? Este lucrul cel mai ușor, să vedem la cel de lângă noi greșeală, iar la noi să o acoperim, dacă se poate, să o mascăm, să nu vadă nimeni. Este lucrul cel mai ușor și mai răspândit printre noi. Este foarte ușor să analizăm de cele de noi, să-i găsăm defectele, dar atunci când ne uităm la noi, viața noastră parcă e ca o floare. Și nu este adevărat, pentru că întotdeauna trebuie să ne cercetăm de noi și pe urmă să începem să analizăm pe cele de noi. Pe lângă pofta trupului și pofta ochilor, am spus cele două piedici, mai există a treia piedică în care a întâi este trufia vieții.
Omul trufaș, iubiți credincioși, știm cu toții că este urât și de oameni și de Dumnezeu. De ce? Pentru că vrea să-și aroge lucruri pe care nu le are întotdeauna, vrea să, în adunări, să fie în față, în, la o speță să fie la masa din tâi, toată lumea să-l bage de seamă, pentru că este un om trufaș, un mândru. Este un păcat acesta și este o piedică în calea mântuirii. Mi-aduc aminte, scria undeva că un tată avea 3 copii, mai mici, așa, i-a obișnuit în viață să se roage, înainte de culcare. Făcea rugăciune în genunchi copiii și la un moment dat, erau în camera lor, făceau rugăciune, la un moment dat, doi dintre ei, cei mai mici, au adormit în timpul rugăciunii și al treilea, cel mai mărișor, vine la tatăl său și îi spune, tată, numai eu mă rog, ceilalți frați ai mei dorm. Și atunci tatăl îi spune, era mai bine să dormi și tu decât să vii să-i curești pe ceilalți. Deja ești un om trufaș, un om cu un copil, prinde trufie, numai tu. Iată, mai bine dormeai decât să vii să-mi spui așa ceva. I-a dat un pic de lecție copilului, că nu trebuie niciodată să vadă răutatea sau răul numai la celălalt, pentru că și la noi și la fiecare dintre noi există acest rău. Iată, aceste trei piedici trebuie să fim atenți la ele în viața de toate zilele al noastre, când ne dă Dumnezeu aici pe pământ, câte zile, să ne ferim de pofta trupului, pofta ochilor, trufia vieții. Sunt trei piedici mari în calea mântuirii noastre și să nu iubim prea mult lumea, nici cele ce sunt în lume, și atunci, cu siguranță, vom împlini voia lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, am o rugăminte, dar să nu mi-o luați în nume de rău, atunci când ne întâlnim cu cineva, și pe stradă, mergem și dăm mâna, îi urăm noroc, sănătate. Când venim la biserică, nu mă refer la nimeni, nu a pus pe nimeni, când venim la biserică, în biserică este locașul al lui Dumnezeu, și aici ne întâlnim cu cineva, ne întâlnim cu Iisus Hristos, cu Sfinții, cu Maica Domnului, și aici ar trebui să dăm mâna cu cineva. Nu putem da mâna personal, dar în biserică, ca să dai mâna cu Dumnezeu, trebuie să te închini Lui. Întotdeauna când intrăm într-o biserică, ca să luăm contact cu Dumnezeu, trebuie să ne închinăm la o icoană care reprezintă ori pe Iisus Hristos, ori pe Maica Domnului. Și este un îndemn din partea mea, nu judecă nimeni sau nu oblic sau dau poruncă că așa trebuie, dar așa cere credința noastră, pentru că este casa lui Dumnezeu și dăm mâna cu Dumnezeu prin închinare, prin sărutarea unei cruci sau a chipului Mântuitorului sau a Maicii Domnului. Acest lucru vreau să vi-l pui la inimă, întotdeauna când intrăm în biserică, e bine să facem acest lucru, ca să fii bine plăcut lui Dumnezeu. Și ajută-ne, Doamne, să facem voia Ta, totdeauna cu și pururea și de cerecilor. Amin.